Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Acces Direct. În această seară avem un invitat cu care discutăm despre ce se întâmplă în justiția moldovenească. Eu am să mă abțin a aduce anumite note, a aduce anumite critici actuale guvernări sau, în general, de a critica ce se întâmplă în justiție pentru a nu atrage atenția sporită a celor de la Consiliul Audiovizualului și de a permite, într-adevăr, specialiștilor să se expună la ceea ce se întâmplă astăzi în justiția moldovenească. O justiție care, ca și Republica Moldova, este în veșnică tranziție, în veșnică reformare. Partea cea mai proastă că atunci când se schimbă guvernările, acelea nu se apucă de viața socială, de economia moldovenească. Nu știu cum se face că toți vor să reformeze justiția de pe malul Bâcului. Haideți să vedem un reportaj realizat de colegii mei despre ce s-a întâmplat astăzi în Parlament și despre ce se mai întâmplă în justiția moldovenească. Nu putem înțelege lipsă de reacție și atitudine neclară față de recomandările Comisiei de la Veneția. În spirit constructiv am propus crearea unui grup de lucru în Parlamentul Republicii Moldova în scopul aducerii legislației Republicii Moldova în conformitate cu aceste recomandări a Comisiei de la Veneția. Cu părere de rău, am fost refuzat și de către plen și de către biroul permanent. Considerăm că proiectul conține mai multe formulări neclare, lipsite de mecanisme de reglementare și considerăm că acest proiect încă trebuie discutat. În această situație, când dumneavoastră insistați în ciuda avizului Comisiei de la Veneția, în ciuda la ceea ce spun majoritatea experților inclusiv și din țară, să promovați acest proiect în lectura a doua, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor presește sala de ședință a Parlamentului în semn de protest. Eu înțeleg că voi ați venit numai pentru aplauze azi. Asta, putem să vă mai aplaudăm o dată și cătați-vă de treabă. Proiectul a fost votat în lectura a doua de către 63 de deputați. Legea prevede existența unei comisii din 6 membri care vor testa integritatea potențialilor candidați în funcțiile CSP și CSM, dintre care 3 sunt numiți de Parlament, iar 3 vor fi numiți de partenerii străini. Vicepreședintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități, deputatul socialist Vasile Bolea, a declarat că, potrivit proiectului PAS, printre membrii Comisiei care vor verifica integritatea membrilor CSM și CSP, urmează să fie incluși și cetățeni străini, ceea ce contravine prevederilor legale. O încercare de a subjuga justiția din Republica Moldova, prin intermediul de acaparare în continuare a viitoarei componențe a Consiliului Superior a Procurorilor și a Consiliului Superior a Magistraturii. O încercare de a da pe mâini străine justiția din Republica Moldova. Un proiect de lege care astăzi, în pripă, a fost examinat pentru lectura a doua în Comisia Juridică, când nici deputații din majoritatea parlamentară nu știau despre acele amendamente care le-a semnat doamna președinte Olesia Stamatia. Eu sunt convins că Republica Moldova va pierde la CEDO mai multe acțiuni, fix cum s-a întâmplat și în statul vecin, în Ucraina. La rândul său, președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități, deputatul PAS Olesia Stamate, a declarat că proiectul a fost bine pregătit și speră că până în luna mai a acestui an va fi formată componența acestei comisii. Avem un proiect de lege bine lucrat, cu toate obiecțiile sau recomandările Comisiei de la Veneția luate în considerare și suntem ferm convinși că procesul de evaluare a candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor, precum și a organelor specializate ale acestor consilii, se va desfășura cu brio și vom avea către luna mai a acestui an deci componența acestor consilii. Olesia Stamate a mai declarat că din componența comisiei va face parte oameni integri și profesioniști.
Am revenit în studio. Invitatul meu din această seară este Nicolae Eșanu, fost secretar de stat al Ministerului Justiției, fost viceministru al Justiției. Cred că sunt... Bună seara, domnule Eșanu. Bună seara. Că sunteți unul dintre cei care ar trebui astăzi să dea note la ce se întâmplă în justiția moldovenească. Eu am început această emisiune și întrebam, sau ce vedeam și eu cu o poziție sau o percepție despre politicul din Republica Moldova și ziceam că orice guvernare se apucă în primul rând de justiție, nu de pensii, nu de salarii, nu de viața socială, nu de economie. Ce se întâmplă, de fapt, cu această justiție moldovenească? A fost atât de proastă până în 2019 sau până în 2021 că imediat a trebuit reformată. Ai impresia că toți cei care au muncit pentru acest stat de drept anterior, procurori, șefi, miniștri ai justiției, judecători la Curtea Constituțională, judecători la CEDO, membrii CSM, până acum au făcut doar gafe și prostii și brusc, începând de astăzi, justiția va fi reformată și vom avea, într-adevăr, un stat de drept. Un stat de drept pe care unii îl puneau la îndoială. Unii, mă refer la cei din actuala clasă de la guvernare. Dacă cumva așteptați că eu am să dau note, așteptările sunt zadarnice, eu niciodată nu am dat note, eu pot doar să comentez anumite probleme, să exprim opinii pro sau contra unor soluții care se propun. Cât privește problema, este nevoie de reformă în justiție sau nu este nevoie de reformă în justiție? Și întrebarea este pertinentă, dar după mine răspunsul este evident. În măsura în care o parte foarte mare a societății nu are încredere în justiție, înseamnă că acolo ceva trebuie de schimbat, pentru că justiția există doar atunci când există încredere, că se face justiție. Deci, indiferent ce s-ar face acolo, poate hotărârile judecătorești analizate din perspectivă a corespunderii legislației și faptelor examinate în cadrul unui proces să fie foarte conforme cu legislația națională, standardele internaționale. Dar dacă percepția este că nu s-a făcut justiție, înseamnă că ea nu s-a făcut. Deci din perspectiva că este necesar de schimbat în justiție, aici eu nu văd unde am avea ce de discutat. Dar încep o listă lungă de dar. Cu privire la reformă în justiție, eu de mult am început să lupt cu noțiunea de reformă în justiție și în măsura în care am putut influența deciziile, am promovat documente de politici care nu conțineau cuvântul de reformă. Și dacă o să vă uitați la strategia ultima care am lăsat-o eu când am plecat de la minister și care se lucrează în continuare, se numește strategia de consolidare a justiției și nu de reforma justiției. Asta e un moment. Dar cel mai important lucru este că, cu regret, o parte importantă a societății, dar cel mai trist, clasa politică, consideră că adoptarea unei legi înseamnă reformarea justiției, ceea ce este total fals. Asta înseamnă că nu se înțelege, chiar dacă folosim cuvântul de reformă a justiției. Legea, sigur că putem lua în calcul adoptarea legii, dar legea este doar un instrument în mâinile celor care vor să schimbe lucrurile în justiție. Și vom putea spune că se face ceva în justiție doar atunci când vom avea oamenii potriviți la locul potrivit care vor asigura implementarea legilor. Am spus-o și voi repeta de câte ori voi avea ocazie. În Republica Moldova nu avem probleme sistemice în legislație sau instituționale. Deci dacă ar veni cineva de pe o altă planetă care nu ar cunoaște realitățile din diferite țări și i s-ar prezenta documentele cu privire la modul în care este organizată justiția din Republica Moldova și din Germania și i-ar propune să facă o analiză, eu garantez că verdictul va fi că justiția din Republica Moldova este mult mai bine organizată și legislația este mult mai bună decât în Germania. Pentru că în Republica Moldova există
mecanisme, inclusiv la nivel constituțional, menite să asigure independența justiției în general și a fiecărui judecător în parte. Dar dacă o să vă uitați, am luat Germania, dar putem discuta alte țări. Ministrul Justiției în Germania are discreție totală de anumite judecători. Deci nu există un CSM care asigură concurs public cu chichiță scrisă multe în legislație. Nimic nu există, dar justiție este. La noi, în schimb, avem norme constituționale, legi peste legi, instituții, organe care să asigure independența. Justiție nu avem. De ce? Pentru că nu funcționează mecanismele pe care le avem. Faptul că astăzi nu funcționează o lege, a considera că pot schimba situația schimbând legea, este o prostie. Pentru că ieri nu s-a aplicat legea. Adoptând o nouă lege, de unde să așteptarea că legea asta se va aplica? Eu, apropo, nu vorbesc de, strict de legea de astăzi, dar de abordarea în general. Asta e un aspect. Eu am să trec prin multe, așa că dacă vreți să interveniți-o. Dar foarte important este să înțelegem că o reformă, o schimbare veritabilă în justiție va avea loc doar atunci când vom avea un consens larg cu privire la ce este și ce face pentru a schimba lucrurile. Apropo, asta e valabil și pentru multe alte reforme. Deci dacă nu asigurăm un consens larg, noi avem două probleme, cel puțin, dar dacă am avea timp de dezbateri științifice, și am identificat mai mult. Prima este că o să ai o opoziție foarte puternică la ceea ce tu faci și din start o parte importantă din societate pur și simplu va avea încredere în ceea ce tu faci. Chiar din start, eu am, dacă vreți... Noi când vorbim, știți, despre justiție și reformă, cetățeanul acum privește și zice, uite oamenii buni, vor să schimbe justiția. Pe de altă parte, noi cei care, mă rog, mai citim printre rânduri, avem o altă impresie. Și atunci cum să-i explici cetățeanului de rând să înțeleagă că nu e totul chiar atât de bun și frumos pe cum se încearcă de a fi oferit sau percepția? Există doar o singură soluție pentru asemenea cazuri și un îndemn pe care eu pot îl adresez tuturor. Să nu se limiteze la ascultarea declarațiilor. Trebuie să se analizeze faptele. Și, în genere, eu, spre exemplu, când eu mergeam în auditoriu la studenți, unul dintre primele lucruri care eu îl spuneam era că ei trebuie să analizeze critic și să pornească de la prezumția că orice cuvânt nou l-aș pronunța eu este fals. Abia după ce va analiza ce am spus eu, va studia literatură, dacă se va convinge că ceea ce am spus eu este adevărat, doar atunci poate să preia ceea ce am spus eu. Foarte des studenții vineau la mine și spuneau o prostie, spuneau, asta ați spus dumneavoastră. Zic, nu mi-amintesc, dar chiar dacă am spus eu, o prostie rămâne prostie oricum. Nu ai dreptul să o repeți. Deci faptul că repeți ce am spus eu nu este o scuză. Tu înseamnă că ai înțeles un lucru greșit. De aceea cetățenii trebuie. Și apropo, e valabil pentru, nu doar pentru guvernarea actuală, totdeauna, și nu doar în privința ce face guvernarea și politicienii. În genere, cu privire la tot, trebuie să pornim de la ce se face. Dar asta este o discuție filozofică, mult mai lungă. Ce este trist pentru mine astăzi? Cel mai trist. Apropo, calitatea legii este o banalitate. Ia să vă uitați ce spuneau majoritatea de astăzi când o lege s-a adoptat de o majoritate în care era Partidul Socialiștilor. Calitatea legilor este proastă. Ce spun socialiștii astăzi despre o lege adoptată de majoritate? Calitatea legii este proastă. Asta este un pretext. Deci, iată, eu am ascultat tot ce a spus domnul Bătrâncea, tot ce a spus domnul Bolea și acolo nu a fost niciun argument care să convingă un observator neutru că este argument să nu participi la discuții. Da, o lege este proastă, dar tu participi la discuții, arăți ce concret este prost și fii cu propuneri. Pentru că, da, termină scurt. Și iată aici revenim la o problemă fundamentală care au toate guvernele și toți reformatorii din Republica Moldova. Nu știu de ce se consideră că o reformă trebuie promovată când se împlinește un termen. Stabilit de guvernare, stabilit de un tratat internațional, stabilit de nu știu cine.
nimic mai fals. O reformă trebuie promovată atunci când ea este pregătită. Promovarea reformelor la termen este o cale directă spre eșec. Și cu regret, indiferent de bunile sau relele intenții ale majorității actuale, eu constat astăzi că șansele că această evaluare va aduce schimbări reale în justiție sunt aproape egale cu zero. Eu aș vrea din tot sufletul să greșesc. Dar cei ce eu văd cum se face, am depus, apropo, nu se vede public, dar vreau să văd actorii care particip știu, am depus foarte multe eforturi pentru a încerca să conving și guvernarea și opoziția să se așeze la dialog. Și eu vreau să spun că, în principiu, ambele părți spun, da, când discuți cu fiecare din ei separat, toți, în principiu, au aceeași linie. Dar eu constat că ei trăiesc în realități paralele. Guvernarea are realitatea ei, opoziția are realitatea ei și ea este distorsionată la ambii. Și până nu vor înțelege ambele tabere că dacă vrem să schimbăm ceva în justiție sau în o altă reformă, avem nevoie de un larg consens și responsabilitatea pentru a ajunge la acest consens revine ambilor. Astăzi fiecare dintre părțile beligerante, dacă pot să le numesc așa, trăiește principiul. Ăla este rău. Răspunsul meu este trist pentru ambii. Vinoveți sunt ambele părți. Da, pornim de la prezumția că guvernarea este cea care trebuie să asigure consensul. Și după mine, și când vin cu argumente hilare de genul, uitați-vă o sală pustie unde noi am fixat o ședință și aceia n-au venit. A spune că așa se atinge consensul larg, asta înseamnă a subsemna neprofesionalism. Asta înseamnă a nu înțelege ce înseamnă să asiguri consensul. Dar și opoziția, vorbim de partea guvernării și ei revine din start, pentru că guvernarea este cea care trebuie să facă primul pas. Dar este cealaltă parte. Este opoziția care spune, ăia sunt răi necompetenței, nu știu să guverneze. Iată noi suntem pregătiți să guvernăm și știm cum. Dacă ar fi asta real, atunci ei ar fi cei care ar face pasul și le-ar demonstra celorlalți că iată noi am făcut din partea noastră totul pentru ca consensul să fie atins. Nu, aceia spun, noi le-am trimis o scrisoare că ei trebuie să vină și să accepte ce am propus noi. Ăștia spun, dar ne-au invitat, nu chiar cum trebuie, asta nu-i dialog. Fiecare trăiește în realitatea lui, dă vina pe celălalt. Rezultatul care este? Domnule Șanu, eu am să folosesc poate un termen greșit, dar să nu vă supărați. Eu vă consider un birocrat bine pregătit în domeniu. Eu nu vreau să fiu ok, birocrat. Îl schimbați. Eu am să vă zic de ce. Dumneavoastră ați muncit în foarte multe guverne, în Ministerul Justiției. Știți, când zic birocrat, știți... Da, da, nicio problemă. Știți mecanismele, da. Știți cum se muncește, știți anumite dedesubturi, cunoașteți anumite procese dintr-un sistem. Da. Ceea ce am observat eu odată cu schimbarea guvernării, cu venirea pasului la guvernare, un fel următor. Au venit băieți buni care au muncit prin ONG-uri, care au venit la Ministerul Justiției, la Ministerul Economiei, Finanțelor, Internelor, mai puțin la apărare și așa mai departe. Băieți buni care au muncit în ONG-uri, au văzut cum se procedura de depunere a dosarului, de scriere a reformei și mai nu știu ce. Și care au zis, a, voi birocrații sunteți de fapt niște, să nu zic un cuvânt care ar putea supăra, voi sunteți așa gândiți, altfel voi nu vă pricepeți, ne pricepem doar noi. Din start consider că este o poziție greșită, fiindcă anume voi sau ei, birocrații, cunosc procesele pe care nu le știe nimeni. Și asta putem să discutăm despre orice minister și eu vin cu o sumedenie de argumente, dar ne-ar mai trebui încă vreo două emisiuni. Dumneavoastră cunoașteți procese, dumneavoastră cunoașteți dedesubturi și atunci întrebarea este ce e bun și ce e rău în acest proiect. Nimeni nu vă poate acuza astăzi de partizanat politic, că țineți cu PSRM-ul sau țineți cu pasul, chiar dacă sunteți astăzi în studioul NTV Moldova. Și atunci... Dar cui e NTV Moldova? Este un post independent. Da, asociat de societate cuiva asociază alții, nu dumneavoastră. Alții bani bagă în buzunarul rușilor, bani în buzunarul românilor, bani în buzunarul opoziției, bani în buzunarul socialiștilor. Ați procedat exact cum procedează politicienii care nu vor să răspundă la întrebare. Apropo, asta nu este un reproș, pur și simplu că este o percepție.
Nu, suntem un post independent, aici au toți acces, chiar dacă cei de la guvernare nu vor să vină și spun că suntem asociați cu opoziția. Ca socialiști. Diplomatic, opoziția nu sunt doar socialiști, mai există și o bună parte a societății. Bun. Revenind la acest pre-vetting. Bun, cetățeanul simplu când se uită la televizor nu prea înțelege ce e pre-vetting. E chestie de una, de a doua sau de a treia. Asta înseamnă formă fără conținut. Că noțiunea de pre-vetting este o noțiune care sună frumos, dar care, dacă o să rugați să explice pe cineva care nu o să spune ce a avut el în vedere când a scris acolo, când scrii texte de legi sau promovezi documente de politici, tu trebuie să folosești termeni pe care trebuie să știi ceilalți înțeleg. Când ai vrut să dai o denumire, pentru că, apropo, întotdeauna este gata. Și au venit cu pre-vetting. Ceea ce eu înțeleg, logica lor a fost că asta e vetting înaintea vettingului întregului corp de judecători. Dar sunt două lucruri total diferite. Explicați simplu. Și eu să înțeleg și cetățeanul simplu. O să fie evaluat. Fiindcă omul se uită că ăștia vor să reformeze judecătorii. Au, ce bine! Nu, vă explic eu care e, pentru că aș putea spune mai mult chiar decât, dar nu vreau să, când să apară divergență. Dumneavoastră era supărat astăzi pe Facebook. Eu sunt supărat, eu nu sunt supărat, eu sunt supărat de ceea ce s-a făcut, pentru că după mine adoptarea acestui proiect de către majoritate înseamnă începutul sfârșitului schimbărilor reale în justiție. Am ferma convingere, am speranță foarte mare că eu greșesc, dar obiectiv nu există premiză pentru ca să schimbi lucrul. Ce înseamnă lucrul? Și de unde a apărut ideea la procesul ăsta? Pentru că mulți care astăzi spun că ei nu știu ce, ei nici habar n-au. Deci este necesar să ne asigurăm că viitoarele organe, și apropo vorbesc de autoadministrarea justiției, este nu prea cărturar, pentru că ele nu sunt auto-administrare, pentru că nu administrează în interesul Breslei, judecători, procurori, sunt organe care trebuie să asigure independența a procurorilor și a judecătorilor. Deci, cu vetting ca măsură extraordinară, fără vetting, dar situația din justiție depinde în măsură covârșitoare de modul în care funcționează aceste organe care trebuie să asigure independența justiției. Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procuraturii. Pentru ca ele să funcționeze normal, sunt necesare cel puțin două elemente. Totdeauna pot să intre în foarte multe detalii. Primul, să fie alese persoane integre. Doi, să fie percepute persoanele respective de societate ca integre. Acum, când societatea consideră că o parte mare din judecători și procurori nu sunt integri, există riscul, pe de o parte, că chiar dacă ei cu adevărat acolo sunt mulți corupți și neintegri, există riscul că ei, cei care răufăcătorii de obicei se organizează mai bine, se vor organiza și vor alege judecători și procurori corupți în CSM. Fie, chiar dacă asta nu se va întâmpla, societatea va percepe că ei sunt corupți. Și iată, pentru a soluționa această problemă din credibilitate, a apărut ideea că ar fi bine să existe un mecanism prin care să se asigure că persoanele asupra cărora ar putea plana suspiciuni să nu poată nici candida. De ce să nu poată nici candida? Pentru că nu poți să-i impui cuiva pentru cine să voteze. Deci dacă un candidat corupt a putut să intre în lista pentru vot, el fiind corupt și având interese, ar putea să corupă la rândul lor alegătorii cel care să-l voteze. Și iată de aceea a apărut acest concept. Mecanismul în spate este puțin relevant. Detalii spune că nu-i bunele. Cel mai mare, și eu recunosc că am discutat cu reprezentanța opoziției, cea mai mare temere a lor era că criteriile nu sunt introduse în lege și există riscul că comisia respectivă va comite abuzuri și nu va selecta nu persoanele după criterii obiective, ci va promova. Dacă sunt de-a noștri, îi admitem la concurs, dacă nu sunt de-a noștri, nu îi admitem. Ce este, dacă, indiferent, în lege poate să nu fie niciun criteriu.
Dar dacă noi admitem că o să existe o comisie care o să facă, o să aibă intenția să facă lucrul ăsta, nu ai nicio șansă. Cine crede că poți să-l împiedici pe un răufăcător când face selecții, incluzând criterii, este total fals. El o să găsească mecanisme prin care să selecteze pe cine el vrea. Deci problema nu este în... Da, este foarte important să nu cineva să înțeleagă că eu sunt contra ca în lege să fie criterii. Foarte bine, și Comisia de la Veneția a recomandat asta. Doar eu spun că noi mutăm accentul de la problema reală. Deci problema reală, revin cu ce am început eu mai de la început, sunt oamenii bine intenționați să fac. Și dacă noi reușim să creăm o comisie cu oameni integri care să dorească să adopte decizii, noi putem adopta o lege fără niciun criteriu. Și eu vă garantez că oamenii bine intenționați vor putea să separe greu de neghină și vor alege, vor admite la concurs doar oameni integri. Dar nu vi se pare că la noi cam toate aceste noțiuni care în mod normal sau a priori înseamnă echilibru și corectitudine sunt discreditate din start? Noi am avut în anii 2010 încoace, odată cu AIE1, AIE2, tot felul de, pentru a face o reformă, trebuie să scrim o strategie, strategia da, asta de, e, după asta care e logic. Și dispărea. Dacă cei de la guvernare spuneau că trebuie să facem o strategie, este clar că gata, nu se mai face absolut nimic. Nu, acum, nu este adevărat. Acum, în ultimii ani, observăm acest concurs. Ori dacă ne uităm la anumite numiri și la Curtea Constituțională, anumite numiri anterioare și sau anumite concursuri făcute pentru avocatul poporului, dacă ne mai uităm și la alte concursuri, ai impresia că se încearcă, cum spuneați dumneavoastră, sau mai bine zis, se încearcă mascarea unor favoritisme. Da, fiindcă... este adevărat. Asta fac toți. Toate guvernările așa fac. Dacă cineva o să vă spună că, spre exemplu, când selecția e în comisia parlamentară și fiecare deputat vine acolo să examineze obiectiv informația care i-a fost prezentată și să adopte o decizie independent, cum el va nota, este total fals. Deci deputații, și noi venim de mai departe, avem noi oare 101 deputați în Parlament? Nu. Noi avem câteva centre și restul turmă care votează cum li s-a dictat. De la partid, depinde unui centru de putere fixat la un moment, într-o instituție publică sau în afară. Deci noi nu avem deputați. Deci dacă noi avem 7 deputați în comisii, eu cu regret tare aș vrea să... Dar eu știu că nu am 7 oameni care poate să greșească. Dar le spune la boșii lui de partid, pe mine nu mă interesează ce voi ați examinat, ce candidați o să susținem noi ca partid. Dacă este concurs, eu am să evaluez ce aud acolo și am să decid. Nu există asta. Și asta se vede. Cu bună intenție, apropo, dacă credeți că foarte des și pe timpul lui Plăcătniuc, cine vreți, numiți-l Voronin, să gândie, noi trișăm la concurs, îi elegem pe noștri și pe cei mai răi. Nu, fals. Ei spun, îi elegem pe cei mai buni, dar elegem pe cei mai buni care noi îi considerăm buni. Exact asta fac și asta. Da, foarte bine intenționat, dar le spune, noi credem că ăsta e legat cu fosta guvernare. Deja nu mai are importanță cât de bun profesionist a venit. El știe că la concurs o să câștige altul. Deci el face concurs și lui pare că îl face obiectiv. Dar el nu înțelege că venind la concurs și spunând, eu evaluez performanțele profesionale, nu pot să pui la luarea deciziilor alte criterii decât sunt scris acolo. Dar asta iarăși, noi acum reproșăm actualii guvernări. Actuala guvernare face nu altceva decât să perpetueze practicile care au fost. Întrebarea e în felul următor. La ce bun să cheltui bani? Pe ședințe, pe grupuri de lucru, pe dezbateri publice și pe altele și pe altele. Când ai o mare majoritate de 63 de deputați, ți-ai numit X membri la CSP, X membri la CSM și în altă parte, eu mă uit la anumite personaje din justiția moldovenească. Nu e posibil așa. Și atunci stai și te gândești, la care a fost rostul pentru concursul la judecător la Curtea Constituțională? Asta vorbim despre două lucruri diferite. A decide, a elabora o politică și a decide care o să fie modalitatea de numire sau alegere în funcție. Concurs, numire politică. Deci trebuie făcut o distinție categorică între două categorii. Și nu poți să numești politic în toate funcțiile.
Deci nu funcționează. Ai nevoie de profesioniști, ai nevoie de un mecanism prin care să alegi. Partea proastă la noi este că chiar dacă ai stabilit ca să-ți faci prin concurs și conform criteriilor obiective, oricum cel care alege, se gândește că și alege, știți care e cel mai trist, uitați-vă în experiență, nici nu și-al aleg pe lor, lor îți pare că îl numesc pe al lor, dar toată lumea, după schimbarea guvernării, aceia au schimbat șapca diferit și s-au schimbat puterea. Deci toate puterile care își numeau și credeau că și-al numesc pe al lor, acela este al lor atât timp cât sunt la putere. Ei nu înțeleg că au interesul lor să numească persoane care le va asigura respectarea drepturilor după și pleacă de la putere. Toată lumea numește pe cei care ei cred că o să facă, nu numai decât să-i dea indicații, dar o să facă așa cum cred ei cât ei sunt la putere. Și cât ei sunt cineva la putere, ei cornesc de la prezumția. Că dacă noi credem că așa ăla e criminal, mine nu mă interesează. Iată, toată lumea spune, culioc. La televizor. Ce spune? Eu am văzut la televizor. Nu mă interesează, are procurorul acela dovezi dobândite conform codului de procedură. Pentru că nu are importanță. Tu poți să vezi în direct omorul. Dar dacă în dosar nu există probe, pentru că dacă o să miști camera, îți vezi că e tot altceva în spate. Deci tu, pentru că să vii cu un dosar, dar toată lumea pornește la prezumția. Nu-i dosar. Procuratura e ră că nu-i dosar pe că noi, societatea sau noi, partidul politic, vrem pe X. Am iarăși o să spună că eu vreau să-l apăr pe cineva, dar eu discut. E cam bancul cu fata Popii. Da, exact același lucru. Și ei numesc și acum cineva care n-are importanță ce este în dosar. Dacă noi vrem, ei sunt buni acum. Deci politicienii transmit semnale care spun, selecția care se face și în organele respective, nu numai în natură. Cei care spun, atenți la ce spune guvernarea, adică nu ne interesează probele din dosar, dacă asta nu place guvernării, facem dosar. Toată lumea care astăzi aplaudă că iată pe ce i-au închis și nu pune întrebarea, dar ia-mi stați oameni buni, să vedem înainte ca noi să aplaudăm, poate că trebuie de aplaudat, ia-mi să ne convingem că acolo e tot curat. Nu, toată societatea, uitați-vă un paradox logic, toată societatea se plânge că în procuratură abuzuri, dosare la comandă, asta e cea mai mare problemă, justiție selectivă. Deci astăzi, în loc să ne concentrăm pe excluderea justiției selective, dosare la comandă, pentru că asta e, toată lumea recunoaște că asta e cel mai important, aplaudă pe cei care au primit semnalul din sistem și au înțeles, oameni buni, se așteaptă de la noi dosare în direcția aceea. Și deci noi perpetuăm în justiție această practică. Deci atâta timp cât cei care vin la guvernare și nu vor înțelege că este mult mai important decât să-l condamn pe X și Y. Apropo, încă o dată, să vedem, X și Y față de care există probe, trebuie condamnați. Dacă există probe și o să săvârșit o faptă, pedeapsă pe viață. La noi nu este pedeapsă acum. N-am nimic în problemă. Dar toți nu înțeleg că astăzi semnalul în sistem trebuie să fie altă. Nu mă interesează dosarele față de X, Y. Mă interesează să văd schimbări sistemice înăuntru. Îmi demonstrați voi mie astăzi că nu sunt abuzuri, că nu se face la comandă. Dacă nu mi-ați demonstrat, înseamnă că e mizerie. Dar noi nu spunem, gata, s-a schimbat, iau, eu arestat, dar lumea nu se uită. Că totdeauna eu arestat pe precedență. Iată, sau următoarea problemă logică. Scopul nostru este corupția la nivel înalt. Corect. Dar corupția la nivel înalt, asta înseamnă corupția la nivelul funcțiilor care se ocupă politic. Deci rezultă că astăzi, la nivel înalt, corupție nu mai trebuie să existe, după definiții. Trebuie să existe doar problema corupției din anii precedenți care s-o sancționeze. Dar astăzi ar rezulta că noi nu avem corupție la nivel înalt. Dar ei tot spune, vrem să luptăm cu corupția la nivel înalt. Corupția cui? A guvernului, a parlamentului, a alte conducători, autorități centrale care tu ai numit, dar tu doar ai spus că ai numit oameni integri. Deci noi astăzi, logic, dacă urmăm, ar trebui să spunem, corupția la nivel înalt, astăzi în Moldova, nu mai există. Va crede cineva? Nu, dar eu nu cred. De aceea, și-am spus, eu de aceea își spun că cea mai mare problemă este să rupți corupția actuală, care eu, cu regret, cred că este.
Și iată când ai să arăți că lupți cu corupția actuală și procurorii și toate organele de drept o să vină cu dosare cu corupție la nivel înalt de astăzi, atunci îi trebuie foarte mult lăudați. Dosarele cele din trecut e foarte bine să meargă, pace, dar nu veniți cu propaganda. Asta e lucru de sens. Pentru mine problema astăzi e să scot corupția de astăzi. Numai că astăzi semnalele care le transmit toți și care aplaudă majoritatea societății este lupta cu corupția din trecut. Dar pe voi astăzi ce vă afectează? Da, doar setea că faptele nu trebuie să rămână nepedepsite. Foarte corect și trebuie să luptăm. Dar cel mai important este să vedem ce facem astăzi. Da, trecutul e rău, o furat, cum au făcut, o să vedem, o să-i condamnăm. Dar dacă vrem să avem un viitor normal, noi astăzi trebuie să concentrăm toate eforturile să eradicăm corupția de astăzi. Ce vedem noi mesaje din toate părțile astăzi? Să vedem cum se investigează și a fost în anul 2014. Și iarăși să fac disclaimer, tot una să spună că îi apăr pe cea. Nu spun că nu se investigheze cei din 2014. Eu doar spun să-i apreciem pe cei care astăzi luptă cu corupția, cu ce luptă, cu ce se face astăzi. Ceea ce este în trecut, asta e doar de a aduce principiul că nicio faptă nu rămâne pentru a nu genera corupție pe viitor. Dar nu ne subminează ceea ce facem noi astăzi. Cel ne subminează pe noi corupția de astăzi. Și iată, eu, să-mi arătați, vă rog, eu urmăresc destul de atent, să-mi arătați unde s-au concentrat eforturile pe ce se întâmplă astăzi. Pentru că e logic, dacă tu lupți cu dosarele deputaților, încă o dată repet, trebuie de luptat. Numai că să văd, cineva a adus o prioritate și a spus, dintre forțele pe care le are Procuratura Anticorupției, spre exemplu, noi am decis 25% din resursele materiale, umane, pentru infracțiunile cutare, 30% pentru cutăresc. Și să văd un raport astăzi de cât e proporția de persoane din organele de drept să ocupă cu ce se întâmplă astăzi și care sunt rezultatele lor. Dumneavoastră probabil le cunoașteți, fiindcă vedeți procese, cam care e raportul. N-am văzut, asta e problema. N-am văzut niciun raport. Eu nici nu cred că lor le dă în cap să facă. Dacă îți duci în procuratură, și aici vorbim de schimbări fundamentale, eu nu cred că în procuratură... Eu vă propun să luăm o scurtă pauză publicitară. Vreau să revenim peste câteva minute și să înțelegem clar ce va aduce acest preveting. Într-adevăr, oameni buni... Ne-am dus într-o parte de preveting. În CSM... și CSP, dacă ceea ce se face astăzi într-adevăr va aduce oameni de calitate care nu vor accepta teoretic, alți da, oameni, sau nu se schimbă absolut nimic, punem oamenii noștri loiali în CSM și CSP, astfel încât că următorii care vor trece concursul acestor două instituții să fie tot oameni loiali. Și în final sau în concluzie putem zice că se încearcă capturarea justiției, că cei care au venit azi au zis că ei au cel mai mare, cel mai mare mit. Și capturarea în trecut a justiției decât cineva că se face să captureze. Și capturarea de azi e același mit. Haideți vorbim asta după o scurtă pauză publicitară. Revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi. Noi am revenit în studio. Domnule Șanu, să revenim la acest pre-de-ting. Dacă nu, cumva această lege nu va face nimic altceva decât să dea anumite instrumente legale pentru a plasa oameni potriviți la locul potrivit. N-au nevoie de instrumente. Instrumentele care există astăzi le permit să-și plaseze. De cine consideră că iată, proiectul ăsta de lege are scopul să-i permită guvernării să facă ceva, este total fals. Guvernarea fără acest proiect de lege, dacă vrea să facă ceva rău, o poate face. Deci, chiar ideea că să mergem cu discuția în partea asta este total falsă. Invers, acest instrument este o șansă de a credibiliza procesul. Asta este în principiu scopul principal al proiectului. De a crea un mecanism prin care, în primul rând, că participă o coaliție largă la acest proces. Pe de altă parte, există un mecanism care spune, da, iată, aveți o garanție în plus, ea nu este absolută. Și de aceea și elementul acela cu element din străinătate, având în vedere că nimeni nu are încredere în nimeni în Republica Moldova, toți stau pe baricade și le pare că dușmanul este acolo, drept când se mută în partea aceea, parcă organic a fost toată viața. În partea aceea baricadei nu sunt, dușmanii sunt ceilalți. Dar pentru asta,
s-a preluat experiența internațională privind experții internaționali. Anume din acest motiv, să credibilizeze. Deci, și iată, faptul că guvernarea acceptă lucrul ăsta din start, taie din argumentul că guvernarea vrea să facă ceva. Guvernarea nu va putea face nimic pentru că partenerii de dezvoltare care vor desemna cele trei persoane nu vor accepta. Ei, partenerii, vor avea de suferit dacă persoanele desemnate în acele comisii vor prelua tradițiile strămoșești moldovenești de a adopta decizii după urmă. Doar un moment aici, domnul Eșan. Noi am avut niște decizii sau niște semnale transmise de Comisia de la Veneția foarte clare, unde s-a arătat că, băieți, e roșu ceea ce faceți, nu e bine. Și oricum s-a mers mai departe. Da, este adevărat. Cine dar nu garantează că ăștia trei... Nu o să poată face nimic, pentru că eu sunt unul dintre cei care am fost expert în altă țară, când discutam exact lucrul ăsta. Și deci, partenerii vor insista ca cei desemnați la nivel național să nu poată adopta decizii fără ei. Deci nu va fi posibil, și dacă credibilitatea, guvernul actual are o credibilitate o leacă mai înaltă, s-ar putea să fie mai puțin exigenți parteneri. Dar dacă vor fi foarte exigenți, cum sunt în unele țări, să nu dau nume pentru asta, ei vor insista că chiar cu o minoritate din membrii desemnați de parteneri să nu poată fi adoptate. Altfel spus, dacă ei cumva vor comite o greșeală și vor desemna unul dintre cei trei, că vorbim în Republica Moldova 6, 3 și 3, și unul cumva va putea fi convins mai ușor de membrii desemnați din partea Republicii Moldova să facă compromisuri, străinii de obicei insistă, nu, unul nu este suficient. Ei pot chiar să insiste ca să fie necesar toți trei să voteze străini, altfel încât ei se poată pune blocaj, spune, s-a blocat procesul, comisia nu este capabilă să ia decizii obiective și de aceea gândiți-vă că o să faceți altfel. Deci din perspectiva asta, cei care critică, apropo am văzut un argument și apropo logic, să vedeți, dăm pe mâna străinilor, nu știu dacă a spus deputații sau a spus voi pe prompter acolo. Nu, că a fost discuție. N-are importanță. Dăm pe mâna străinii și asta contravine legii. Cei care o să vă spun așa, întrebați de la lecții de logică, fie la liceu, fie la facultate, ai fost vreodată? Păi e prevăzut de lege asta. Cum contravine legii? Faptul că este o altă lege care spune că nu trebuie să fii străin, este o lege derogatorie. Deci, din perspectiva asta, doar probleme constituționale. Eu vreau aici să ne oprim, domnul Eșanu. Dar nu este o lovitură de imagine pentru statul Republica nu Moldova? Nu este nicio lovitură de imagine. Asta îți spune. Nu îi avem suficient de buni pe ai noștri? Ca nu, să... dar nu... Sigur, dacă vreți să vă... A fost o nuntă, dintr-un punct de vedere spui că o nuntă foarte bună, dacă vrei găsești pietiș, soare și asta, spui că e foarte rea. Demagogie. Dăm pe mâna străinilor. În primul rând, vor fi desemnate de autoritățile naționale. Faptul că ne propun candidați cineva de psihotare, noi acceptăm. Deci este decizia noastră. Și este un element logic. Cineva mediază. Iată, noastră vă certați cu vecinul, primul lucru care am să vă îndemn eu, găsiți un om în care voi aveți încredere și să medieze conflictul dintre voi. Deci în măsura în care în societate este o așa neîncredere largă, neîncredere unul în altul, neîncredere în guvernare, pentru că, apropo, pot să vină astăzi cel mai bun guvern din lume în Republica Moldova. Tot una, o parte foarte importantă de societate, cel puțin la început o spună, nu vă credem. Voi vreți să acaparați justiția și nu știți ce facem. Și dacă există această neîncredere, trebuie de găsit soluții. Asta e prima la vedere. Găsiți o altă soluție, nu străinii. Iată, propun, dacă o să găsați, pur și simplu lumea nu o găsit. Să gândesc la chestia asta. Partenerii de dezvoltare credeți că sunt foarte fericiți că trebuie să ne desemneze nouă membrii aici. Total fals. Dar ei înțeleg că noi avem nevoie de susținere și înțeleg că se desemneze pentru a ne ajuta să câștigăm credibilitatea care nu avem. Dacă se inventează, dacă la nivel... Apropo, străinii nu o să insiste niciodată să vină ei să desemneze. Deci dacă forțele naționale
ajung la un consens că noi suntem capabili să desemnăm noi o comisie din persoane din Republica Moldova, vă asigur că o să fim aplaudați la nivel internațional și o să-mi dați ca exemplu pentru toți când cineva o să vrea să introducă un mecanism de ăsta cu participare străină, o să spună, studiați experiența Moldovei. Iată, ei au reușit să identifice un asemenea mecanism în care societatea a avut încredere în oamenii care au fost desemnați acolo. Credeți că asta e realist? Eu cred că e nerealist. Soluția este asta logică. Cei care vin și o critică fie nu înțeleg esența lucrurilor, fie reavoință. Căci ei vor să torpileze. Pentru că nu există alternativă, nu a fost identificată nicăieri. Vreau să asigur că am participat la multe brainstorming. În genere, toată experiența asta cu dating, cu asta e extraordinar, dă foarte prost. Foarte greu este a fost acceptat. Când Comisia de la Veneția a acceptat prima în Albania asta, au fost discuții foarte furtunoase. După ce a fost adoptat și se urmărește experiența, sunt discuții și acum se gândește, da, am făcut noi bine că am acceptat lucrul ăsta. Deci nu credeți că cu mare fericire vin străinii și ne spun, iată, faceți asta și noi o să vă participăm. O percepție total falsă. Și o opinie a oamenilor care nu înțeleg cum funcționează fenomenul. Bun, dar nu va fi un paravan în raport cu partenerii externi în care vom arata, da, e lege, nu, e bine nu, făcut, nu. Noi suntem democrați și facem nu absolut este, totul corect. Nu este adevărat. Și nu există corupție noi. Nu este adevărat. Pentru că comisia asta are un mandat foarte limitat și foarte specific. Comisia aceasta are doar obligația de a examina informația disponibilă despre candidați. Deci mecanismii fie aduci în FBI să ne cerceteze sau cum facem deja este... Am mai adus scroll. Da, nu, asta a fost o glumă. N-are importanță. Dar să ia o decizie reieșând din informație și să dea societății semnalul că comisia respectivă este credibilă și decizia aceasta este credibilă. Faptul că după asta membrii vor fi corupți nu schimbă datele problemei. Toată jumătate din căsătorii se schimbă. Asta ce înseamnă? Că au fost cu rea intenții căsătoriile? Nu! Toată lumea s-a căsătorit din dragoste, pentru jurăminte, de până la moarte. Ce se întâmplă ulterior? Nu schimbă datele problemei. Exact același lucru se întâmplă aici. Deci nu, nici societatea moldovenească n-ar trebui să le reproșeze străinilor chiar ce ați făcut. Pentru că responsabilitatea ne aparține, apropo, nouă. Da, ei vor desemna acești trei membri care să participe aici, dar comisia va fi organizată în Republica Moldova și acele trei persoane, chipurile străine, sunt membri a unui organ național. Și deci decizia ne aparține nouă. Noi nu o să le putem reproșa străinilor, cu o singură excepție, că noi vom putea să arătăm că iată persoana desemnată de voi, uitați-vă ce decizie a luat. Și atunci, da, am putea să reu, dar în rest, nu. Deci este un suport care li creează probleme străinilor, dezinteresat și vine doar să ne ajute pe noi în măsura în care noi nu am venit și nu am spus suntem capabili să facem fără voi. Deci vă garantez că mâine ei o să ne îndemne, o să spun gata, schimbați proiectul de lege, chiar dacă ați adoptat legea. Iată dacă facem așa, apare Hotabăci sau cine acolo, un gen din proiectul și schimbă situația în Republica Moldova și mâine e posibil atât 101 deputați în Parlament semnează și spune, dar noi nu avem nevoie nici de o lege, nici de asta. Noi identificăm noi 5-6 persoane care îi dăm vot de încredere 100%. Nici nu îi scriem criterii în lege. Nu avem încredere că o să facă lucruri corect. Și asta o să fie mult mai reușit dacă noi reușim să avem consens. Foarte des deciziile nu au important, nu este important dacă deciziile sunt corecte sau nu. Problema este cum ele sunt percepute. Și în genere, guvernarea este cum percepi. Tu poți să ai o guvernare care șede și doarme dimineața până seara. Dar dacă lucrurile merg foarte bine, foarte bine, rușii la noi nu sunt la modă. Dar dați primele două mandate a lui Putin, unde prețul la petrol era
foarte înalt și duduie societatea și erau veniturile la toți creșteau și era unul, știți aceeași guvernare, astăzi uitați-vă care e credibilitatea, care e diferența? Niciuna. Au lucrat la fel și atunci mai mult sau mai puțin sunt aceleași persoane și foarte rar se întâmplă la nivel guvernamental că într-un timp lucrează 25 de ore din 24 și de altă dată și ai deja doarme dimineața. Pânsar, nu se întâmplă așa. Deci este o percepție în genere guvernarea. Noi o considerăm și în istorie, dacă o să facă cineva, noi nu avem oameni care să facă o analiză, dacă o să facă o analiză, o să vedeți că se constată că au existat perioade în care guvernările adoptau decizii din manual, dar se considera că sunt foarte proaste și invers, adoptau decizii dezastruoase, care în principiu ne-au împiedicat. Noi am avut creștere economică pentru că era alte circunstanțe care au dus creșterea economică, dar în realitate guvernul ne-au împiedicat pentru că ele mai trebuiau să fie niște procente. Asta nu se știe niciodată. Dar noi percepem, dacă spunem că guvernul astăzi e bun și majoritatea acceptă că e bun, înseamnă că el e bun. Dacă majoritatea spune că e rău, guvernul, chiar dacă el în realitate e bun, înseamnă că el e rău. Toate aceste reforme, bun, dumneavoastră nu vă place acest cuvânt, nu, folosiți, avem nicio problemă. Toate aceste schimbări pe care încearcă să le facă, pot asigura sau pot da garanție cetățeanului de rând la un act al justiției de calitate, corect? Garanții nu. Deci nu... Gata, pot crea premize. Nu vor mai fi corupți actele sau deciziile judecătorii. În primul rând, dacă cineva crede că lucrurile în justiție, ca și în oricare alt domeniu, educație, știință, pot fi schimbate într-un termen foarte scurt, greșește amarnic. Chiar dacă astăzi noi, iarăși facem așa din deget și ne-am trezit cu 450 sau 505, dacă ținem bine minte cifra conform legii, judecători, sfinți și profesioniști extraordinari, nu o să existe schimbări imediate, pentru că ei trebuie să se rodeze cum funcționează justiția. O să dureze un timp foarte mult. Așa că dacă actuala guvernare o să spună cumva că peste 2 ani justiția o să funcționeze fundamental diferit, este total fals. Indiferent ce n-or face. Chiar dacă merg cu pre-vetting, eu insist că nu-i cărturar pre-vetting termenul, dar lumea deja a auzit lucrul ăsta. Cu această evaluare, cu evaluarea tuturor judecătorilor, mai devreme decât peste 2 ani nu o să fie practic schimbări deloc, dar cel mai realist, peste 4-5 ani o să fie schimbări. Plus că asta nu poate fi făcut așa. Eu doar am spus că o faci foarte repede. Uitați-vă, Albania a început încă în 2017. Au ajuns la situația în care era blocată Curtea Constituțională, Curtea Supremă. Deci noi poate o să învățăm din lecțiile de acolo, dar nu este. Și încă un lucru foarte important, care nu știu de ce lumea n-a discutat. Nu există nicio țară din lume, niciuna, în care ar fi reușit acest predetic. Deci este un mecanism în construcție. Deci a apărut ca o soluție de avarie în țările în care existau probleme sistemice fundamentale, când instrumentele obișnuite nu îți permiteau să schimbi lucrurile, s-au gândit la o formulă care acum este testată. Experiment. În mai multe țări. Nu este exclus că o să ne trezim după ce o să schimbe, o să finalizeze în Albania, după ce o să facă în Ucraina, care au cam două vetting-uri și au probleme acolo sistemice foarte serioase. Nu e exclus că într-un final o să spune, ne scuzați, nu este un instrument care asigură, pentru că noi nu trebuie să uităm, mecanismul de vetting este la limita principiilor de independență a justiției la nivel național și internațional. O problemă foarte serioasă la noi, cu regret, nu știu de ce nu se discută, toată lumea face trimitere imediată la Albania, dar nimeni nu se uită că în Albania mecanismul de vetting a fost promovat printr-o lege de amendare a Constituției. Deci este un capitol separat în Constituție. Ceea ce rezolvă problema de inamovabilitatea judecătorilor, pentru că când vii cu mecanisme prin care să ușurezi plecarea lor din sistem, automat se pune problema că atentezi la principiul inamovabilității judecătorului, problema când introduci mecanismele astea de control care
intră în situația familială, patrimonială a persoanei, se pune problema respectării articolului, nu mi-amintesc acum din Constituția noastră, de articolul 8 din Convenție, dreptul la viață privată, se pune problema respectării dreptului de proprietate. Deci sunt probleme care trebuie luate. Lumea nu le discută, toată lumea a auzit, vete în gura facem, fără să fac o analiză foarte minuțioasă și să o discute. De aceea este... De ce eu astăzi aparent supărat și asta? Este pentru că lumea crede că noi facem repijor, am dat un proiect și am făcut evaluare. Asta înseamnă discreditare. Lucrul ăsta trebuie discutat. E explicat migălos societății. Plus, dacă vrei să ai un consens larg, asta înseamnă să începi discuțiile din start, când propui mecanismul. Asta ar fi situația de să decidem cu cineva în comun cum facem casa, dar eu am ridicat-o sus și-l chem să vină când eu vopsesc pereții. Și spune ea că fii de acord că casa asta reprezintă viziunea pe care o avem noi în comun asupra ceea cum se arăte casa. E total fals. Deci tu trebuie din start să decociezi cum o să fie fundamentul, cum o să fie pereții, din ce material. Tu discuți la acea etapă, dar în momentul în care îți spui, eu am elaborat un proiect, poftim, sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Sau, sau ceva mai schimbăm pe acolo. Dacă cineva crede că așa se asigură consensul, înseamnă că el habar nu are ce înseamnă a asigura consens. Asta este o muncă foarte migăloasă. Nu se face în săptămâni. Da, eu, spre exemplu, pot spun că am fost unul de cei care am rugat, mai amânați, mă, Caroleac, spune, e, dar noi am amânat cu o săptămână. Asta e bătaie de joc, într-o săptămână nu se asigură consens. Asta este o problemă care cu regret nu vrea să fie înțeleasă. Și deci asta ne duce în zona hazardului. Deci acest proiect de lege ar putea să aduc careva schimbări. Numai că schimbările o să fie în pofida la ce s-a făcut. Deci nu s-a asigurat un proces prin care să avem nu chiar garanții, dar un alt grad de certitudine că ar putea să aducă rezultat. Acum s-a făcut totul la fugă și așteptăm că poate a să schimbi ceva. Adică facem ceea ce am făcut totdeauna, dar așteptăm să avem rezultate diferite. Șansele sunt aproape egale cu zero. Asta este esența supărării mele. Și ea nu ține de guvernarea asta sau acolo. Ține de proces. Și exact același lucru a fost valabil. Și eu l-am spus totdeauna. Lumea acum spune, ia că te-ai găsit deștept, spui acum. Cândva eu lucrurile astea avem posibilitatea să-l pun în ședință, direct, în discuții cu prim-ministru, cu președintele. Nu avem nevoie să vin la televiziune și să spun că asta este prost ce aici se face. Dar nu credeți că într-o perioadă foarte scurtă vom ajunge să nu avem cu cine să facem justiție de calitate, cu oameni integri, oameni care nu vor vrea să aibă de-a face cu niște procese, proceduri și multe altele complicate, dar care nu schimbă în esență nimic. Nu cred, nu. Oamenii o să găsească. Sigur, cu cât mai multe mecanisme care complică viața oamenilor, tu pui, cu atât mai mult scade calitatea oamenilor care vin în sistem. Asta e logic. Dar noi trebuie să asigurăm un echilibru. Deci, având în vedere că în foarte multe țări nu există aceste mecanisme de evaluare, testare, concurs la promovare, pentru că există încredere în justiție. Noi nu avem astăzi posibilitatea să trăim așa, pentru că încrederea este generalizat. Și atunci venim cu multe proceduri și asigurăm o legitimitate procedurală a democrației în general și a justiției în particular. Deci noi arătăm societății, oameni buni, ar fi bine să începeți să aveți încredere în judecători. Iată, noi am creat un organ care e independent de legislativ și executiv, care să asigure că să vină oameni integri. Avem un mecanism pe care îi controlează. Calitatea la instanțele superioare se asigură prin aceea că funcțiile sunt scoase la concurs și noi asigurăm iarăși un mecanism, că notăm cu fiecare. Nu este cel mai bun lucru, dar noi nu avem alternativă. Cum o să putem noi să-l convingem pe justițiabil că oamenii care astăzi au venit în sistem sunt mai buni decât oamenii precedenți? Nu avem nicio șansă. Și anume, din cauza asta, noi avem nevoie de aceste mecanisme sofisticate. Nu este o garanție că se va soroar decizii. Din contra, eu am început cu exemplu în Germania. V-am spus, ministrul are discreție totală. Da, el sunt
comisii care îi fac propuneri. Dar nu există niciun text de lege care să spună că el trebuie să urmeze propunerile care lui s-au dat. Dar eu tot întreb și aștept măcar o dată când ministrul justiției să respingă propunerile care îi fac. Și toată lumea spune că nu. El știe că dacă el a încredințat cuiva să evalueze persoana, nu are cum el să știe că asta la noi, că vine, am făcut un întreg concurs, am făcut CSM și vine și la președință îi spune, ba, dar eu cred că asta nu-i corect. Și da, lumea aplaudă când președintele respinge, dar asta înseamnă, în principiu, că sistemul n-a funcționat. Pentru că mecanismul care e pus la noi acum în legislație, iarăși nu de viață bună, pornește de la aceea că președintele trebuie să fie un notar. El trebuie să verifice, a fost anunțat concursul, au participat la concurs candidații care aveau dreptul să participe, să a decis organul care trebuia. Dacă tot acolătorul spune promovat. La noi acum se primește o evaluare la ultimul nivel și se primește că substitui aceste organe. Și noi îi blamăm pe ceia. Dar lumea nu înțelege că noi le transmitem un semnal prin care spune, oameni buni, responsabilitatea voastră este diluată. Pentru că dacă noi îmi spune, voi sunteți responsabili și dacă mizerie, injustiție, noi voia să vă întrebăm. Dar el a spune că da, dar noi alegem știind că președintele alege și noi am fi dat un candidat mai bun, dar știem că acela nu o să-l accepte președintele. Și asta. Deci lumea nu înțelege că nu fac asemenea lucrurilor, nu știu de ce, la noi foarte multă lume care ajunge la putere crede eu sunt cel mai deștept, eu știu ce trebuie de făcut și nu mă interesează ce privesc principii, legislații, Constituții, eu am să fac corect. Am să interpretez Constituția cu situație excepțională așa cum cred eu că trebuie să-mi facă și multe alte domenii. Până noi nu să înțelegem că venirea în anumite funcții înseamnă în primul rând responsabilitate și urmare a unor reguli care au fost stabilite anterior. Eu dau exemplu. Societatea în genere este ca un organism și în momentul în care Rinichi o să înceapă să preia funcțiile inimii sau a plămânilor și să-i spare că eu mai bine să o fac pentru dânsi. El să distorsioneze organismul. Exact același lucru se întâmplă. Deci dacă vine, spre exemplu, președinția și îi consideră noi suntem cei mai tari pe piață și știm noi cum se funcționează societatea și preluăm atribuții de la guvern, spune gata, noi am ferit poporul. Dar în realitate asta înseamnă subminarea posibilității de dezvoltare normale a societății. Da, asta nu înseamnă că noi trebuie să schimbăm. Dacă noi vrem ca președinția, spre exemplu, să aibă mai multe atribuții, ne adunăm toți, societatea și decidem, dăm mai multe atribuții. Dar în momentul în care noi acceptăm, vine un președinte și spune, de azi toate deciziile o să fie mele. Aici, eu am să anunț ședință de guvern și toată lumea aplaudă și crede, dar nu înțelege că asta în realitate distorsionează modul de funcționare a puterii. Și asta înseamnă că nu funcționează eficient. Nici președinția nu știu, pentru că dacă președinția începe să preia atribuții care aparțin guvernului, înseamnă că el nu se ocupă în mod temenic de atribuțiile sale. Și invers, guvernul dacă preia atribuțiile cuiva, la fel. Sau le transferă la altcineva. Deci este o problemă, dar lumea în societate, neînțelegând lucrul ăsta, spune că, ia că e bravo guvernul, spre exemplu. Nu mă interesează că asta e legal sau e ilegal, dar dacă au făcut și ne-au rezolvat problema mea, asta e foarte bine. Nu, în realitate, se perpetuează mizeria care o avem acum. Disfuncționalitățile sunt rezultatul la aceea că foarte mult ani funcționează după bunul plac. Și motivele aici sunt multe. Inclusiv, noi blamăm pe cei care vin de fiecare dată la guvernare, dar e o mare problemă. Pentru că ei vin și găsesc în ministerie, lumea crede că oameni subordonați la Plăhătniuc sau nu știu, fals. Fals în cea mai mare parte. Problema este că nivelul de profesionalism în ministerele noastre scade. Eu am activat foarte mult timp și eu vreau să vă spun că situația care a apărut după anul 2017 încoace este mult mai gravă ca situația din toate perioadele, începând că eu pot să văd din interior din anul 2004. Deci noi avem o problemă foarte serioasă, blamând guvernarea, dar de fapt aici, eu, dacă mi-amintesc bine, au fost și declarații publice și de la guvern și de la președinție că au probleme cu angajarea. Și într-adevăr, sunt probleme foarte serioase. Probleme nu au cum să nu fie în condițiile în care au venit și au făcut epurări de cadre. Da, asta ei le-au făcut la nivelul cel mai înalt. Nu e asta problema. Deci e problemă că ei au făcut, dar credeți-mă, fundamental nu e asta. Domnule Șanu, câteva minute mai am până la finalul emisiunii. Dumneavoastră ați spus că sunteți din 2004 în sistem. Au venit vremurile bune în justiție sau nu? Nu. Am auzit pe domnul deputat Nantoi care zicea că vremurile bune sunt atunci când analizele sunt bune. Nu, în justiția în genere, justiția trebuie nu doar să facă, ci să vadă că se face. Eu n-am văzut, din contra, eu
primesc semnale care mă îngrijorează, pentru că foarte mulți judecători se tem din justiție. Foarte multe dosare care acum ăștia le aplaudă, eu înțeleg că judecătorii adoptă decizii, nu spun ilegale, dar spune lumea că se teme să ia decizii. Altă. Și la eliberale, de cât mandat, ei spun că se tem că vor fi sancționați. Asta este un semnal foarte trist, că vine din interiorul sistemului. Și eu vreau să vă spun că eu am auzit de la persoane din interior. Sper că asta nu este adevărat, dar știți cum în zicala populară, dacă trei oameni ți-au spus că ești beat, trebuie să duci sticul și chiar dacă n-ai băut. Eu cred că actuala guvernare trebuie foarte atent să examineze lucrul ăsta, chiar dacă ei nu au făcut absolut nimic, dar dacă în interiorul corpului de judecătoresc există teama de a adopta hotărârile pe care ei le consideră legale, dar nepopulare, asta este o problemă foarte serioasă. Bun, cum rămâne... Dar să fie clar, nu este o noutate. Asta s-a întâmplat în diferite perioade. Uneori mai mult, alteori mai puțin, dar este trist în condițiile actuale, pentru că toată lumea spune că sunt vremuri în care nu ar trebui să existe asemenea semnale și răspunsul meu la întrebare este cu regret trebuie să constat că nimic încă nu s-a schimbat. Este utopic să așteptăm că trebuie ceva să se întâmple, dar se putea schimba climatul. Dar iată, faptul că există aceste semnale de frică arată cu regret nu s-a schimbat climatul, ceea ce în principiu s-ar putea schimba. Pentru că judecătorii sunt foarte sensibili. Cineva crede că judecătorii nu urmăresc foarte atent semnalele care vin din Parlament și din guvern, se greșesc. După cum mi-a spus mie un judecător în anul 2010, a spus când s-a schimbat puterea în 2009. Noi timp de 3 luni am stat nije travâti și vadă. Deci foarte liniștit și așteptăm chiar schimbări. Peste 3 luni eu zic că am înțeles, băieți, tătă-i cum a fost înainte. Exact același lucru. Și apropo, eu le spun și le spunem și când eram anume. Cel mai bun lucru pe care poate să-l facă Parlamentul și Guvernul pentru a schimba lucrurile în justiție, să schimbe lucrurile la sine. Deci în momentul în care Parlamentul va funcționa așa cum trebuie să funcționeze într-un stat de drept, vă asigur că aceasta va fi ca o lumină de la o stea, pulsar de cel care transmite energii, care distorsionează telecomunicațiile la noi uneori, în justiție e foarte puternic, pentru că o să înțeleagă că oamenii ăștia nu doar vorbesc că vor să fie legalitatea respectată, ci ei singuri o respectă. Dar în momentul în care Parlamentul și Guvernul interpretează Constituția așa cum le place lor, adoptă decizii la limita care spune că poate nu e chiar posibil, dar fiindcă avem putere, e posibil, ei de fapt transmit semnalul că nimic nu s-a schimbat, oameni buni. Adică tu cum crezi tu că ar fi bine, așa poți să faci în continuare. Deci atâta timp cât noi o să vedem că opoziția este marginalizată. Și apropo, asta e o problemă sistemică foarte serioasă. Schimbările reale în societate, o să le vedeți foarte simplu privind o ședință a Parlamentului. Una simplă. Pentru mine este suficient să văd o ședință a Parlamentului și eu vă spun, s-au schimbat lucrurile sau nu. În momentul în care președintele ședinței crede că poate să facă glumiță pe seama opoziției, deci asta înseamnă că nu s-a schimbat nimic în Parlament. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că este o decizie. Opoziția parlamentară poate boicota și majoritatea, dacă vrem într-un stat normal, trebuie să spui, respectăm, este dreptul vostru constituțional de a boicota. Dar în momentul în care tu arăți că atitudinea față de lucrurile firești poți să iei în bășcălie, gata, asta se transmite în societate. În momentul în care se organizezi procesul de discuții astfel încât să înghiți gura opoziției, în momentul în care vine prim-ministru spre ei sau a adus un demnitar în Parlament și să înscriu deputații majorității care ridică mingea la fileu guvernului că să răspundă, că să-i fie condenabil guvernului și lumea crede că lucrurile astea nu se văd și nu se văd. Și iată, până asemenea lucruri nu o să se schimbe, nimic nu o să se schimbe în societate. Cât de bine n-ar fi intenționat. Eu vă mulțumesc mult pentru discuții și comentarii. Nu mai avem timp să le facem în emisie directă. Vă mai aștept în acest platou. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu NTV Moldova. Să aveți o seară cât mai frumoasă alături de noi.